Vă salut, dragii mei! Sunt Ovidiu, de la Club Whisky Iași și în această seară vreau să vă prezint whisky-ul în vârstă de 18 ani al distileriei Glenmorangie. În prezentarea de astăzi voi trece în revistă etichetele distileriei Glenmorangie, oferind mai multe informații despre cele mai cunoscute sau cele mai interesante și vă voi prezenta impresiile mele la degustarea acestui whisky Glenmorangie 18 ani. După ce în filmarea precedentă am prezentat istoria Glenmorangie, astăzi, sintetic, cum vedeți în imaginea de pe ecran, Glenmorangie are etichetele grupate în mai multe serii. Gama de bază sau core range cuprinde etichetele cu numele X, Original, La Santa, Quinta Ruban și Nectar d'Or. Gama Prestige, spre vârful de gamă și de prețuri al destileriei, sunt etichetele cu vârste de 18 ani, 19 și 25, și apoi etichetele Signet și Pride și seria de vârf numită Grand Vintage Malt. Seria edițiilor private cuprinde etichete cu nume inspirate din folclorul și mitologia celtică, începând din 2010 până în 2019. De asemenea, seria Legend, destinate maturărilor în diverse tipuri de butoaie, și ultima dintre ele, seria edițiilor limitate, cu visul unei nopți de iarnă, cu poveștile despre prăjituri, iarnă, pădure și Tokyo și cele mai noi dedicate extra maturărilor în diverse tipuri de butoaie, de coniac, de sherry Palo Cortado sau de vin de Malaga. Mai multe informații vreau să vă ofer despre etichetele primelor două serii, care vă spuneam reprezintă gama de bază și etichetele cele mai interesante. Eticheta X este cel mai nou membru al gamei de bază, lansată în 2021. Are 40% concentrație alcoolică, nu are indicație de vârstă, maturat în butoaie ex-bourbon și de stejar american virgin, carbonizat la interior. Nu pare să fie un whisky cu foarte mari pretenții, chiar este propus de distilerie pentru mixing, pentru cocktailuri. Cea mai cunoscută eticheta distileriei, eticheta Original, în vârstă de 10 ani, îmbuteliată la 40%, este maturat în butoaie de stejar american ex-bourbon la prima sau la a doua umplere. Eticheta La Santa, cu vârstă de 12 ani și 43% concentrație alcoolică, inițial whisky este maturat în butoaie ex-bourbon, apoi este finisat, dacă îi putem spune așa, în butoaie de sherry, atât Oloroso cât și Pedro Jimenez, PX. Eticheta Quinta Ruban, în vârstă de 14 ani și 46% concentrație alcoolică, rețeta clasică, inițial maturare în ex-bourbon și apoi finisare în butoaie de vin de Porto. După cum ați putut poate remarca, aceste prime trei etichete au suferit o modificare importantă a cutiei, a ambalajului, dar și a etichetei în anul 2022, mai precis în luna iulie 2022. Ultima dintre etichetele seriei de bază, Nectar d'Or, este o etichetă fără indicație de vârstă, la 46% concentrație alcoolică, whisky-ul maturat inițial în butoaie ex-bourbon și apoi finisat până la 2 ani în butoaie de tip barrique, care au conținut anterior vin franțuzesc din regiunea Sauternes. Seria a doua, seria Prestige, cu etichete interesante și prețuri interesante, cuprinde eticheta de 18 ani, aici de față, apoi cea de 19 ani, numită Finest Reserve, vândută prin canalele de travel retail, lansată în 2017, care a fost prezentată în primul episod despre Glenmorangie,
îmbuteliată la 43% și maturată exclusiv în butoaie ex-bourbon. Eticheta cu vârstă de 25 ani, numită și Quarter Century, 43%, maturare ex-bourbon și apoi finisare în butoaie de sherry oloroso și vin burgundy. Eticheta Glenmorangie Signet, prezentată în episodul precedent despre Glenmorangie, aduce ca noutate folosirea orzului care anterior a fost prăjit. Seriile de vârf, prima dintre ele, seria Pride, conține distilate în anul 1974, 78 și 81, vârste de 28, 34 și 41 de ani, îmbuteliate în recipiente de 1 litru de cristal Baccarat. Și ultima dintre ele, seria Grand Vintage Malt, lansată în 2016, cu ediții aproape anuale. Whisky-urile au în general 23 de ani, cu diverse maturări și finisări. Whisky-ul de față, Glenmorangie 18 ani, a fost maturat inițial timp de 15 ani în butoaie ex-bourbon, apoi aproape o treime, circa 30%, a fost trecut în butoaie de sherry oloroso, restul pentru 3 ani, restul conținându-și maturarea în butoaiele de bourbon. Astfel, practic, avem nu o finisare, ci un marriage, termenul cunoscut pentru îmbinarea a două tipuri de whisky care au fost maturate în diverse tipuri de butoaie. Este îmbuteliat la 43%. Din păcate, informațiile spun că este folosit colorantul artificial și, de asemenea, nu sunt mențiuni despre filtrarea la rece. Cutia este foarte elegantă, un maro foarte fin, dur la palpare, conține dispozitiv la baza și la gâtul sticlei pentru a nu se mișca în timpul transportului. Și ce e foarte interesant față de alte cutii de whisky, nu sunt mențiuni despre istorie sau diverse povești sau diverse note de degustare. Este o cutie clasică, o cutie foarte elegantă. Sticla face parte din noua gamă a sticlelor Glenmorangie, cu o bază foarte, foarte groasă, apoi arcuită spre umeri și îngustându-se progresiv spre vârf. Ce e interesant este că eticheta este destul de mică, iar sub ea textul este imprimat prin serigrafie laser. De asemenea, nici pe sticlă, eticheta de pe verso nu prezintă informații despre notele de degustare, de aceea ne vor rămâne nouă să le descoperim. Să vedem așadar ce ne spune Glenmorangie 18 ani. O culoare aurie destul de pală. Vă spuneam, colorantul artificial a fost folosit, dar cred că nu în proporție foarte mare, dat fiind vârsta de maturare semnificativă de 18 ani și de asemenea folosirea a 30% de până la 3 ani maturare în butoaie ex-sherry. La nas, nasul e foarte proaspăt, foarte, foarte fin. Nota florală este cea care vine prima și se manifestă pe deplin, cu flori de toate tipurile, flori de câmpie, flori de copaci. Un miros foarte, foarte deschis și foarte, foarte fresh. Note un pic mai întunecate, aș putea spune, dar nu neapărat amare sau... Și note dulcege, de miere, de vanilie. Butoaiele de ex-bourbon aduc această dulceață a mirosului și, în mod sigur, mă aștept și la gust.
Dar vă spuneam, nota florală este cea care domină mirosul. La gust? Și gustul e interesant, cu note de fructe aici, în primul plan, de citrice și portocale, dar și lămâie, căci se simte și o nuanță un pic mai amăruie. Fructe uscate, cu smochine, cu curmale, cu prune uscate, vanilie, notă dulceagă prezentă, corp bun, foarte fain la 43%. Finish-ul. Un finish mediu, în care nota dominantă este această notă a fructelor uscate și, de asemenea, citrice și o înțepătură fină de condimente, de scorțișoară, condimente dulcege. Un whisky frumos, fain, am să mai trec o dată peste el, pentru că merită să descoperim cât mai multe nuanțe. Și am să vă spun că această ediție de 18 ani a avut și o ediție limitată, o intra-ediție limitată, de 30.000 de sticle, numită Azuma Makoto, în care eticheta și cutia conține o expresie grafică dedicată acestui artist japonez al aranjamentelor florale, cum spuneam, Azuma Makoto. Mirosul de fructe. Atât fructe proaspete, citrice, mere, fructe uscate, fructe roșii de pădure, dar și nota de sherry se simte, finuț se simte și fructe dulci tropicale de cocos, de ananas. Gustul? Gustul e cremos, e păstos. Poate mai cremos decât ne-am fi așteptat la un distilat Glenmorangie, cunoscut pentru subtilitatea și finețea gustului său. Dulceață de fructe, o ușoară notă un pic mai amară, de nuci, notă condimentată de asemenea, un gust foarte, foarte bine echilibrat de fructe, de dulce de asemenea, cu vanilie și caramel, și foarte delicat în spate influența lemnului, notele un pic mai întunecate. Finish-ul mediu, rămâne o senzație de gust de nuci, o senzație de uscăciune și pe final notele de condimente de lemn, scorțișoare, vă spuneam, cuișoare. Nota de fructe se domolește foarte mult și nu mai e atât de mult prezentă în finish. Punând în grafic, Glenmorangie 18 ani, florile și fructele sunt cele care domină. Sunt evidente atât la miros cât și la gust, aproape de maxim, 2.5 puncte din 3. Condimentele, 1.5 puncte din 3. Și dulceața se simte, 2 puncte din 3. Lemnul și cerealele sunt foarte discrete, pe finalul gustului și al finish-ului. Fumul nu l-am găsit, iar finish-ul este un finish mediu. Am uitat să vă spun, prețul în România este de circa 600 de lei, aproximativ 120 de euro. Și despre acest whisky, ce aș putea spune, e, joacă la o limită destul de fină între un whisky foarte complex, care poate fi un whisky la care aspiră cei care de-abia au început călătoria în lumea whiskylor. În același timp, e un whisky care nu poate părea foarte complicat celor care au o mai largă experiență și au gustat multe etichete de whisky.
De aceea, nu știu dacă să-i spun un whisky de ocazie sau un whisky de fiecare zi. Cert e că e un whisky care își merită pe deplin banii. E un whisky complex, e un whisky fin. Și vă spuneam, la aproape 600 de lei, este printre cele mai bune prețuri pentru un whisky cu asemenea vârstă de maturare. Mie mi-a plăcut și vi-l recomand și vouă. De la Iași, vă salut cu drag și dacă prezentările noastre vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe. Slainte!